Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Pentru raci, luna va fi destul de reușită dacă vor da dovadă de disciplină. Depinde multe de modul în care îți planifici viitorul. Racii vor avea mai multe oportunități de a rezolva cu succes problemele financiare, de interacțiune colectivă productivă, precum și de comunicare eficientă și întâlniri interesante. Din 6 până în 14 mai, lucrurile vor începe să se miște foarte greu, iar racii pot fi sub presiunea eșecului. Dar din 10 mai până pe 3 iunie, Mercur, care este responsabil de procesele de comunicare, va deveni retrograd. Aceasta înseamnă că unele activități sau planuri vor fi înghețate, iar racii vor trebui să revină la vechile sarcini și să analizeze ceea ce a fost implementat. Schimbări plăcute vin pe frontul dragostei. Vei primi o ofertă intrigantă și interesantă. Dragoste. Relațiile de familie pot fi îmbunătățite dacă vei fi acasă mai des. Nu abuza de muncă, fi deschisă membrilor gospodăriei. Cel puțin o dată în luna mai aranjează o vacanță pentru cei dragi, mergeți la un picnic. Relația dintre voi doi poate fi îmbunătățită bătând singură în retragere, eliberează-te de griji și lasă-ți emoțiile să scape în spatele ușilor închise și departe de privirea altora. Racii singuri se vor bucura de eforturi romantice. Desigur, o serie de dezamăgiri te pot aștepta în luna mai, dar nu le lăsa să te sperie. Vei primi în continuare lecții bune de la viață. Trebuie să evaluezi mai sobru situația pentru a face alegerea corectă cu privire la noile cunoștințe. După data de 20 mai, vei fi mai pozitiv în privința întâlnirilor. Sănătatea. În luna mai, racii trebuie să aibă grijă de sistemul nervos, cedezi emoțiilor, ceea ce înseamnă că scapi rapidă de echilibru. Este timpul să rezolvi asta. Angajează-te în temperarea spiritului, antrenează-ți voința. Încearcă diferite moduri de relaxare. Yoga te va ajuta de asemenea să găsești armonie cu tine însăți. Până la sfârșitul primăverii, bolile digestive cronice se vor face cunoscute. Ești predispusă la intoxicare și tulburări intestinale. Ai grijă când mănânci alimente necunoscute, de asemenea, nu te lăsa ademenită de dulciuri și alcool. Riscul de a prinde o infecție crește. Asigură-te că te spăli pe mâini și folosești echipamente de protecție. Banii. În activitatea racilor, trebuie avută o grijă deosebită. Ai tendința de a face greșeli și gafe dureroase. Există răuvoitori în jurul tău care se străduiesc să te pună la punct. Încearcă să faci totul cinstit. Mulți raci își vor putea combina munca principală cu un hobby, care va aduce venituri suplimentare. În a doua decadă a lunii mai, poți face o afacere bună. Dacă vrei să ai încredere în afacerea ta, atunci atrage oamenii apropiați. Dar angajarea prietenilor nu este cea mai bună opțiune, poți strica relația dintre voi. Șefii trebuie să-și controleze mai bine lucrătorii și să nu-i lase să se relaxeze. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!